De la directorul teatrului giurgiuvean Tudor Vianu, Mircea Meionescu, am aflat faptul că ediția din acest an a Festivalului Teatrelor Dunărene, programată între 16 și 21 octombrie, se va derula numai la Giurgiu, nu și la Rusen, Bulgaria, cum se stabilise inițial, ca urmare a lucrărilor de reabilitare a construcției care adăpostește Instituția de Cultură Dunăreană. Cum probabil respectivele lucrări vor începe odată cu festivalul, s-au găsit soluțiile ca niciuna dintre acțiuni să o împiedice pe cealaltă. În aceste condiții, cum Festivalul Teatrelor Dunărene are perioada de desfășurare 16-21 octombrie, cred că cel mai nimerit este să îl ținem la sediu cu această rezervă de rigoare, dar seara când avem noi spectacole ora 17 și ora 19, sigur lucrările nu vor fi sistate dacă este cazul. Tot într-o noutate se constituie informația legată de faptul că la Giurgiu va fi prezentă în festival o trupă de teatru din capitala Moldovei de peste Prut. Pe ultima sută de metri am reușit să aduc de la Chișinău Teatrul Satiricus Ion Luca Caragiale, așa se numește acest teatru. Am reușit să aduc o piesă a lui Matei Vișnec, eram la Festivalul de Teatru Independent Undercloud sâmbăta trecută când am pus la cale această bucurie, zic eu, piesa este o splendoare, va avea loc premiera la Chișinău pe 9 octombrie, iar pe 17 octombrie va fi prezentă la Giurgiu în festival. La festival vor fi prezenți de asemenea reprezentanții a 5 țări, Austria, Serbia, Bulgaria și, bineînțeles, Republica Moldova și România. Iar trupele de teatru vor reprezenta orașele Viena, Vârșeț, Ruse, Chișinău, București, Silistra, Galați și Giurgiu. Despre numărul și genul spectacolelor, amănunte ne-a furnizat tot Mircea Meionescu. Vor fi 12 spectacole, dintre care 3 pentru copii, la care trebuie să adăugăm și cele 3 spectacole hai să le zicem semi-amatori, unul de la Palatul Copiilor, care a făcut o figură deosebită la un festival pe această categorie de vârstă, aparține lui Florin Antoniu, și cele două pentru oameni mari, După încurcă lume, regia lui Remus Găină, și piesa lui Gelu Prevenel, care practic are doi actori profesioniști, Violeta Teașcă și Vasile Toma.